Primăria municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate vă invită marți 17 mai de la ora 19 la sala ProArte a Colegiului Național Decebal din Deva la un recital Pianul Călător, susținut de artistul Horia Mihail. În ultimul deceniu, Horia Mihail a vizitat 10 de orașe din țară însoțit de Pianul Călător sau cântând pe pianele din orașele în care a ajuns, susținând peste 200 de concerte, Deva fiind mereu prezent în acest itinerariu muzical. Iată că se împlinesc 12 ani de când Horia Mihail a pornit în turneul de poveste care păposește an de an și aici în municipiul Deva. Așadar, data de 17 mai de la ora 19 în sala ProArte a Colegiului Național Decebal din Deva va avea loc cel de-al 12-lea turneu Pianul Călător susținut de Horia Mihail aici în municipiul Deva. Cei care doresc pot găsi invitații de luni până vineri la Centrul Cultural Drăgan Muntean între orele 9 și 16. Anul acesta, pentru publicul din Deva, Horia Mihail și al său Pian Călător propun un repertoriu cu piese celebre compuse de Haydn, Mozart și Beethoven.